Am pornit efectele speciale și am două obiective clare. Mergem pe urmele lui Lili Sandu, dar totodată aflăm și ce vorbește lumea despre ea. La mulți ani, Lili! Eu ca un frecăței. Cu frecăței trebuie să treceți Dunărea. Mai avem de mers? Da. Aici e comuna Griciu. Gata, în sfârșit am ajuns. Mult a fost, puțin a rămas. Ei bine, dragilor, am ajuns în această comună Frecăței. Știți ce sunt frecăței? Sunt, practic, un fel de tăiței. Aici, în această comună, există un sat cu aceeași denumire, Frecăței, unde Lili Sandu deține un pământ. Ați mai văzut-o la televizor? Am văzut-o. Doamnă, ce are un pământ aici, în sat? Mergeți la primărie. Ce aveți acolo, urzici? Nu urzici. Pelin. Și ce faceți? Da. Veni cu pelin? Nu, l-am curățit și să-i duc lunoarme și ei. Și cum mergeam așa pe urmele lui Lili Sandu, am descoperit, ce să vedeți, școala unde ea a învățat. A fost o elevă conștiincioasă, își făcea temele la timp și niciodată nu întârzia la ore. Aceasta este clasa în care ea a și învățat. Să știți că în catalog am descoperit că a avut numai note bune. Palatul Copiilor! Aici este locul unde a performat prima dată ca artist Lili Sandu. Nu știu cum o cheamă, dar o știu. Și ce părere ai despre ea? Foarte bun. Îți place? Foarte, da. Cunosc, urmăresc emisiunea, dar... Și știați că este din Tulcea? Tulcea noastră e foarte frumoasă. Dumnezeu e mare pentru toată lumea, de-aia nici nu plouă. Da. Ce să zic, acum Ana... Ideea este că este ziua ei și... Sănătate la toată lumea, la mulți ani și multă sănătate, asta e. Acum noi votăm, dar nu știți pe cine, adică nu știm... Pe... Nu, dar, sincer, dacă vreți să o votați pe ea, credeți că ar fi, nu știu, poate ar putea candida ca primar al Tulcei? Omul potrivit, la locul potrivit, ce să vă zic, doamnă, deci asta este treaba. Consilier, ce i s-ar potrivi? Ce s-ar potrivi? Ce... O schimbare nu strică, știți dumneavoastră cum este, o schimbare binevenită. Am primit o informație de ultimă oră, fiți atenți! Aceasta este faleza unde Lili se plimba. Și bineînțeles, un loc foarte drag sufletului ei era fix aici, unde găsiți aceste lemne arse, chiar așa se și numește locul, lemne arse. Aici s-a sărutat prima dată cu un băiat la vârsta de 14 ani. Informațiile vin în valuri către mine. Ce avem în spatele nostru este restaurantul unde Lili visa să se căsătorească. E adevărat că visurile au fost spulberate cu timpul, dar cine știe, Lili, restaurantul încă este aici. A, mare, frumos, spațios și cu priveliște. Acum am înțeles, Lili, de ce ai ales acest loc. Bună ziua! Bună ziua. Aș vrea să știu dacă aveți sala liberă anul acesta pentru Lili Sandu, dacă, nu știu, se gândește totuși să se căsătorească, să știm dacă este disponibilă sala. În septembrie, pe data de 7, e sâmbătă, sunt disponibile. Cu multă plăcere! Mulțumim frumos! Deci, dragă Lili, uite că am aflat și când e liber, doar să te hotărăști odată sau, cine știe, Silviu? O recunoașteți pe domnișoara? Nu cred, n-am văzut-o. La televizor, dar nu știu exact cine este. Lili Sand. Da. Nu știu că e ceva vedet la televizor, dar nu... Nu vă vine numele, vă zic eu, Lili Sandu. Așa, Lili, da, e cu Italia, e cu... Cum? E cu... Cum a fost nevasta lui Năstase? Este ziua ei, ce-i urați? La mulți ani și multă sănătate! Să trăiți! Uite, Lili, toată lumea te salută! Toată lumea îți urează la mulți ani! Iar în final vreau să clarific un lucru. A fi detectiv este cu adevărat greu, dar am găsit terenul pe care îl deții în Frecăței, dar Frecăței de Tulcea. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.